Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Stursa, Ora de Veghe, Studio Epoch Times, o emisiune cu multă politică externă. În țară e multă liniște și multă frică și mult camuflaj. Sunt foarte mulți care nu vor să se pună rău cu Rusia, sunt foarte mulți care încearcă să explice că nu le pasă, dar despre toate astea voi vorbi în seara asta cu Adrian Stursa. Bună seara! Bună seara, Nicoleta Savin, bună seara tuturor. Da, este un pic de treabă pe aici de discutat. Lumea nu se mai fie niciodată la fel. Cred că știm, nu? Și a doua... Ca și la COVID. Când a venit COVID, exact. Nu s-a spus lumea după COVID nu va mai fi niciodată la fel. Nu, și uite că nu e. Și uite că nu e. Sunt mai multe caracteristici pe care evenimentele astea le au în comun. Acum, pentru unii, faptul că a apărut războiul ăsta din senin și, mă rog, pentru unii a apărut din senin, pentru unii nu. Și am să pun un filmuleț, cred că din 2019, imediat, după ce termin această acel introducere. Acel al consilierului... Arest oficial consilierului Zelenski, da. Pe care, mă rog, l-a postat mai multă lume. Zici că e mama Omid, dacă citește în Globul de cristal. Da. Și, deci, există foarte multe asemănări în... între aceste două evenimente care au zguduit, care ne tot zguduie într-una de câțiva ani. Ca și în cazul COVID, nu avem nici acum, după 2 ani jumate, niciun mod de transmisie, cum a sărit virusul ăla de la lilieci la oameni, nu mai vorbește nimeni despre asta, nici măcar un pacient zero, nici acum. Deci nu avem un mod de apariție, practic, oficial. Acum, nici modul de apariție oficială a acestui război nu e foarte clar. Cel puțin nu în varianta oficială pe care ne-a prezentat-o Putin, care se tot schimbă. Și asta e un punct al doilea. Că narațiunea oficială despre aceste două evenimente se schimbă într-una. Acum e cu noua ordine mondială. Așa s-a schimbat expozeul. Mai întâi vrem să-i denazificăm pe nemernici aia din Kiev. Da. Să demilitarizăm, faceți genocid în Donbas. Ca mai apoi lucrurile să se schimbe. Obiectivul nu mai este instalarea unui regim marionetă, nu mai avem nimic cu Zelenski. Asta e o glumă, știi, că până acum Zelenski era vinovatul numărul 1. Lavrov, da? Deci da. Nici măcar sunt declarații oficiale, ministru externe. Se schimbă continuu narațiunea asta. Foarte interesant. Dar mai întâi, hai să vedem cât totuși de... cât de neașteptat a fost războiul ăsta? Dați-ne și nouă filmul, vă rog, și după aia discutăm. Un film din 2019, cred. Mm-hmm. La CNN, interviu, cred. Если Украина получает подачи в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию, для того, чтобы нас неохотно... То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно, Россия... Нет, не НАТО. Мы не они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирать Зеленского. Подождите, а теперь если поставить чашу на весу, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. Сам что такое может быть крупная война с Россией? Вот. Ну, это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, вот эти 4, которые они создали на наших границах, там осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, ВОЗ, в операции объединенных сил, прорыв через Крымский перешейк, выход на Новокаховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее, воздушный десант. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22, самые критические, 20-22, самые критические эти самые. Да. Eu remarcam fluența, viteza cu care vorbește, nici nu stă să gândească, lucrurile sunt foarte bine organizate în mintea lui, e
ordine. Le scutea doar din sertar, nu stătea da. Să-și le elaboreze în timpul interviului. Acum, dacă te respecti când te joci la televiziune, ai un sertar cu toate bine organizate. Nu da, și trebuie să fii și băiat deștept și băgat în priză, să nu dormi pe tine toată ziua, să mai lași fripturile. Adică, bun, are și el problemele lui asta, că Arestovici îl cheamă. N-a fost, de exemplu, n-are doctorat făcut cu Gabi Oprea, ceea ce e o problemă. Mare. Da. N-a trecut pe la Mitică Iliescu, de-astea. Mm-hmm. Da. Dați-i și mie un consilier care vorbește ca asta. La noi. La noi. N-ai. Că-l scola masă. Te asigur, n-ai. N-ai, poți să cauți cât vrei, n-ai. N-ai avut și nu ai. Da. Singurul care mai vorbea, dar era tot nazist pentru ei. Singurul care mai vorbea coerent era în vremea lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Sebastian Lăzăroiu. Și Sebastian Lăzăroiu. Da, Avramescu avea fluența asta, cadența. Da. Și s-a spus că e foarte nazist. Asta i s-a reproșat. Tânărul ăsta care conduce comunitatea de informații la Cotroceni. Tânăr? Mă, n-aș zice că e atât de tânăr. Unde Constantin Dudonescu, n-aș zice. Mă, mai trăiește? Mă, l-ai văzut vreodată în două mandate? Păi, te întreb, mai trăiește? Sunteți acolo? Alo? Oh, cred că trăiește, domnul Dudonescu. Ești, domnule, la interval să vă mai vedem. Haideți să ne faceți așa cu mâna din spatele lui ăsta, lui Iohannis, că... Nu e, dacă nu vrea să iese cu Iohannis, să iasă cu șeful serviciului de informații, nu? Că doar măcar cineva șeful serviciului să iasă și noi, să vedem și noi. Nu? Păi la americanii mai trăiau aia în congres. Cât de nesimțiți erau unii dintre ei. De exemplu, așa, pe vremea lui Obama erau siniștri. Brennan și... Au! Da? Și aveau niște băieți care ziceai că vin de la Moscova cu fețele lor. Da, bun. La noi, domnule, oameni de servicii stau în umbră, nu se bagă. Nu se bagă. Pe mine mă amuză că se păstrează ierarhia. Deci Helvig, cât era la Ministerul de Interne, era consultantul Dudonescu, consilierul lui. Acum, Dudonescu e șeful comunității de informații, ceea ce în calitate de piramida funcțiilor în stat, e deasupra lui domnul Helvig de la SRI. Pentru că el adună tot. La el vine și ce aduce Direcția de Informații Armate și ce aduce 21 sfertul și ce aduce SRI-ul și așa mai departe. Și SIE? Și SIE. Aduce SIE ceva? Eu nu știu dacă... Aștia dau sau iau? Măcar teoretic există acolo această comunitate de informații care are un panel în care vine tot. Dar știi cine a fost pe vremea lui Traian Băsescu acolo? A dat afară, dar s-a prins târziu. Domnul Sergiu Medar. Știi cine era domnul Sergiu Medar? Povestește. Care era primul șef al Comunității de Informații în România după ce s-a făcut această funcție, că până atunci nu a existat. Deci primul a fost domnul Medar și domnul Medar era ginerele lui Vasile Ionel. Hai să vorbim și despre Vasile Ionel. Și că Vasile Ionel... Dacă sunt ăștia mai tineri. Mai tinerei. Așa. Zii tu cine era ca să nu-l mănânc eu cu fulgi. Vasile Ionel era un trădător de țară. Așa. Nu, așa. Că era general, da. Nicio era problemă. General și era pus considerat de, trădător de țară. Pus de tânărul Iliescu drept în frunte. Așa, ești cu militarul 90. A fost pus, deși se știau că sunt Stagens oamenii ruși. Rușilor. Da. Da, unitatea militară 0110 Corbi. Da, nu chiar ca... renumiți poeți obzeciști, dar pe acolo. Pe aproape, să, nu? Să nu dăm nume, să aruncăm așa cu gunoi în oameni, fără să... Ajungem și la hârtirile alea, că o să explodeze, ăștia au arhivă. Și rușii. S-a prins târziu domnul Băsescu pe cine are la ușă. Pe cine i-au dat, da, la pe pachet. Pe cine i-au dat la pachetel și l-a scos, da? După ce l-a purtat cu plăcere foarte mult timp. I-am luat și eu un interviu, domnul Sergiu Medar, am avut ocazia să stau în aceeași încăpere cu domnia sa. Da? Nu era prost. Știa ceva, carte? Bun. L-au școlit? Acum, problema e nu că sunt. Unii dintre ei nu sunt proști, unii sunt. Mulți. Ăștia mai, că nu prea mai face țara asta. Ca să știți, calibrul lui Vasile Ionel a fost șef al Marelui Stat Major al Armatei Române. Adică până într-acolo am ajuns. Să punem omul rușilor să ne conducă armata. Ca să avem dimensiune. Pe vremea lui Iliescu era mai pe față. Acum e mai pe dos. E tenace, ce să spun. Haideți să vorbim despre un foarte, foarte interesant articol al Andreei Pora, cea mult hulită de antenele Varanului, profesorului Felix, pentru mine. Care e în doliu astăzi. CEDO i-a respins toate acțiunile în care contesta spălarea de bani, sentințe, tot. CEDO a zis
că nu sunt nici măcar, nici nu le poate primi. Da? N-avem nimica până n-avem justiția. Așa. Dar da, pe aia nu pot, trebuie să o controlați noastră. Oricât de capabil păreți că nu sunteți, dar pe aia nu, e greu, e complicat să faceți. Nu, e foarte frumos și spectaculos. Eu mă bucur pentru domnul profesor Voiculescu că i-a ieșit din cap ideea că CEDO îi va da dreptate, trăia cu această iluzie. Era o iluzie, dar îi plăcea iluzia. Se scălda în ea. Nu știu, poate lor fi îmbătat niște avocați de ăștia. Că hai ca pe Putin, nu? Ca pe Putin. Hai să mergem puțin în Ucraina, că o să te primească cu flori. Hai puțin la CEDO, că o să-ți dea dreptate. Cumpărăm butoni de ăștia, da, de diamant. Dăm așa, facem, luăm cămeșe de alea de băieți, ca lumea, nu joarse. Și mergem și întrebăm lumea dacă, domnule, veniți cu mine până la capăt? Hai, apropo de capăt, am auzit că e bolnăvior. A crezut inițial că e COVID, domnul Dragnea. Nu e COVID. Și-au răsuflat ușurați, dar e totuși o răceală foarte puternică la unul din plămâni, nu la amândoi. Face febră peste 39 de grade și luptă cu boala, ne asigură domnul Codrin Ștefănescu. Acum, eu nu mă pot bucura de rău omului, să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu, eu să mă bucur că... Care de plătit pentru ce a vrut să facă poporului român și va veni vremea scadenței. Dacă iau ăștia Rusia și o fac, o hăcuiesc și o împar bucăți. Da. Noi, personal, cred că ar trebui să ne bucurăm. Nu noi, toată lumea. Noi ăștia care tot am bombărit și am înjurat pe aici toată mizeria. Care am înjurat Rusia de viață. Care am bombărit toată mizeria asta, care a fost injectată pe România, în creierul României, așa, de nu ne mai putem, suntem ca și paralizați de 30 de ani. Zicem că ni se pare că suntem liberi, da, de fapt, n-avem justiție nici cât să condamnăm un porc ordinar care bagă lume și îi ține ca pe sclav și îi muncește. În 52 de termene de proces, de dosar țăndărei, n-au fost în stare să facă nimic. Dar de ce aici suntem? Nu, e niciun fel de libertate. E așa un fel de, hai, mai plimbați-vă și voi prin curte. Dar dacă iau ăștia Rusia la întors, acum și o fac bucăți și o tranșează, eu cred că aș dori asta tuturor băieților ăsta din zonă. Ce se întâmplă cu arhiva? Arhiva, că rușii sunt birocrați. Deci mai birocrați decât rușii, cred că nici nemții nu sunt. Mă, nu știu. Ar trebui să o sigileze, că... cum au sigilat arhiva Stasi. Știi ce au pățit aia de la Stasi, nu? Deci, știu, după Revoluție, domnul pastorul Gau și ceilalți au fost foarte blânzi. N-au dat semne că vor fi revanșarți, că le vor face ceva. I-au lăsat să vină la serviciu, i-au salutat frumos, le-au dat ceaiul de dimineață, până într-o dimineață când toți agenții Stasi din toată țara și-au găsit porțile închise și sigilate. Mucles, Peșestache, au închis tot, au sigilat tot și au pus mâna pe tot. Nefiind alarmați că ar putea să li se întâmple ceva și fiind mângâiați pe creștet, dragii noștri, dar ce am face noi fără servicii, dar ați fost un rău necesar, dar nu să vă facem nimic. Ei nu s-au alarmat și au stat cu minți. Și au stat cu minți până când au vrut să intre în birourile lor și nu au mai putut. Și din cauza asta nu există găuri în arhiva Stasi. E toată grămadă, sigilată și pusă bine. Bun, acum... Problema e cine o folosește, că și arhiva lui Ureche la Ministerul Justiției. Nici acum nu știu unde e arhiva SIPA. S-a topit, nu s-a topit? S-a topit în buzunarele onora, nu? S-a topit. În cutiile lor de valori, de la bănci. România e un spațiu mai dur. Da. Știi? Că există acea chestie care se cheamă retribuția în această viață. E deja o sintagmă consacrată pentru o anumită parte a, să zic, actorilor sau, mă rog, ce-or fi ei. Și ai zice, domnule, că sună dur retribuție în viața asta. Da, e cam mai ușor, știi? O parte, că nu tragi pe toată, dar e cam mai ușor. Deci eu de-aia am tot zis, am țipat aici ca... Bucurați-vă, mă, când suferiți. Ca Ioan în deșert. Să plătiți pe lumea asta. Căiți-vă, dar nu te bagă ăștia. Înseamnă că te uită la tine ca la... Cine, mă, viermele ăla? Fugi de aici. Cine ăla? Care? Nici nu știm. Deci nicio problemă. Însă părea mea că e mai ușor așa, scap mai bine, știi? Pe când România nu vrea asta. Știi? România nu societatea. România e ființa asta care e condusă de sus, de undeva de acolo. Și are regulile ei. Da. Discutabile într-o oarecare măsură de către oameni care știu cam cum ar trebui să fie regulile. Discutabil, dar ea are alte... acționează altfel. Sunt o discuție care pe mine m-ar pasiona. Nu poți să o faci, că nu știu câtă lume vrea să audă lucrurile astea. Că noi vrem salamul ăsta, cine pe care omoară, cine trage tu în cur cu care. Cu cine? Da, deci noi astea cu ce spui tu nu. Dar e foarte interesant. Asta e un spațiu în care te lasă să aluneci. Vrei să aluneci? Da.
bagă. Și se uită după tine așa și zic ce eventual spune, bă, ce om bun a fost. Bă, ce român a fost. Să nu, eu să sunt fericită pentru ce, felicit ce dovedit inadmisibile decizii definitive de ce autoritate de lucru judecat domnul Voiculescu nu va mai putea spune în viața lui că nu i s-a respectat prezumția de nevinovăție, că a fost victimă politică, că judecătorii nu au fost imparțiali, că a fost Portocală, tata lui Portocală și nu știu mai care. S-a terminat. Da? Și asta este ce așa funcționează, deci e o speță de bază care va influența toate spețele viitoare pe tema asta. Da. Adică nu vă mai duceți, domnule, la CEDO cu Jalban Proțap să plângeți că va năpăstui DNA-ul, că nu va năpăstui nimeni și oricum DNA-ul nu mai are colț. Dar crezi că asta e? Nu asta e vestea proastă pentru Felix Motanu. Da, care? Că pică Rusia. A, da, asta e pentru toată nomenclatura de la noi. Ce despre mizeria? Pentru toți băieții de la vârf. Rahatul ăla de două scuica. Pentru cei 407 de pe lista mea, în care mama de... 407? Masoni comuniști. Mii de oameni. Bolșevici. Am voie să spun încă? Au dat legea în monitor oficial? Nu, n-au dat-o încă. Deci încă poți să spun încă că încă poți să spui. Partidul Unic din România e un grup criminal. Poți să spui că n-a apucat organizat, să o valideze domnul care Iohannis. Ne strânge de gât și ne violează și ne face praf zi de zi și ceas de ceas sufletele și, mă rog, în unele cazuri chiar și trupurile. Dar eu cred că o să spun și după ce validează legea și aștept să mă aresteze pe mine să-l lase pe domnul Gâdea liber. E complicat. Da? Aștept ziua aia. Putin, cel al cărui nume nu este rostit de Klaus Iohannis. Da, ce frumos. Articol Andreea Pora, care se minunează și un articol pe care chiar România Liberă, Europa Liberă, chiar România Liberă, nu știu că mai există, vorba lui Dragnea. A, nu se pune. Nu se pune. N-ai ce să pui. Da, Europa Liberă până una alta este măcar pe hârtie girată de Departamentul de Stat al Statelor Unite, nu? Ca așa... A, este girată, dar tocmai din punctul ăsta de vedere, știi, înțelegeai de ce se luau cu Klaus Iohannis la bețe în campanie. Nu știu că mai... Da, da, păi, da, se luau, dar fata care se lua de Klaus Iohannis la bețe nu mai e în... a zburat. Sabina Fati. Care era la conducere. Da. Era chiar director. Da, deci editorial. Gașca. Da. Trebuie pus să... Că lumea zice, băi, acum așa, care e treaba? Nu e. E o singură treabă. Pe vremea aia era Trump. Mm-hmm. Și noi spuneam că e Trump la butoane. Dar lui dă niște buse de butoane, știi cum le dai dacă ai o rudă de la țară, așa mai e. Puțin redus și nuntă mare și a venit și fără ăsta. Îl pui într-un colț acolo, știi? E Trump, adică la o masă mai mică, la o masă mai mică cu farfurii de plastic. E și el pe acolo. N-avem ce să trebuie să-l invităm, dar nu-l băgați foarte tare în seamă. Din păcate. Pentru că restul administrației pe care Tillerson, Rex și toți ăia care au pus pe secretar de stat, n-a apucaseră să schimbe nimic. Și ăia lucrau. Mm. Da. Cum ar veni gașca lui George Mayer? Sau e voie să spun asta? Da, e voie. Domnul George Mayer acum e ambasador în Liban, adică... În Iordania? Și mai parcă. În fine. E ambasador într-o țară imposibilă. Într-o țară caldă. Nu că Iordania e importantă. Da, nu e atât de importantă pe cât ar fi fost. Da, în Iordania e dreptate. Bun, deci... De aia se luau. Se duce domnul Iohannis pe vremea lui Trump, când era prietenie mare cu Putin. Știi că lucrurile au un sens dacă stai să le judeci așa la rece. Se duce și cu șapca aia lui, se întoarce, toată lumea era, bă, bine, zi, ok, ne-a zis, da, e ok că Trump vrea să facă niște chestii. Pentru noi ca România, și am spus-o și atunci, era mai trist că lăsa pe Putin în pace ca să se ocupe de Asia de Sud-Est. China, ce? Da, deci era și e mai important acolo pentru niște motive care vor fi deslușite după ce se termină piesa asta, în mai multe acte, asta fiind, cred că, al treilea, cu invazie și cu nebunie, mai vine unul și după aia încă unul. Cam 5-6 acte pe acolo. O piesă care se respecte în 5 acte. Deja la 6 e prea lungă. Bă, oricum asta e prea lungă, că a fost prelungită. Da, mă rog. Trește pe credit. Rău. Toată lumea e pe credit. Deci, da, acum și ziceai, domnule, uite, Klaus Iohannis, are el voie de la partid să se ducă să pupe cu Trump? Wow, ce chestie. Știi, stăteai și te gândeai, aha. Partidul Național Liberal. Poate că și prietenia cu Veronica Usatăi. Este explicabilă. E o piesă în tot puzzle-ul ăsta. Fata, sora lui Renato Usatăi, care s-a ascundat la Moscova, pe vremea cât cam stătea în casă la sora lui.
sau dumnealui, nu știu care e treaba pe acolo cu racheție. Vreau să fiu călcat pe... și acum, iată-l, evită să spună numele și prenumele lui Vladimir. Jos pălăria, Andreea Pora a avut răbdarea să monitorizeze tot ce a vorbit de după 24 de februarie încoace. A avut și ideea. A avut și ideea și răbdarea și a constatat că nu există nicio... știi cum e să nu numești... necuratul. Asta vreau să spun, în biserică. E cu nenumirea necuratului aici, e cu nenumirea lui Putin. Da. Deci, domnul Iohannis spune orice, numai nu pronunță numele Putin. Nenumitul. Și, da. Și nu doar asta, nu pronunță, asta e și mai frumoasă, nu pronunță nu doar numele lui, cuvântul invazie. Da? Că... nu, e operație militară. Nu, este agresiune militară. Așa. Și război. Nu este invazie. Este război și agresiune militară. Nu e prietene. Războiul lui Putin, e un război. Nu e prietene război, este război. O invazie. Război, eu nu știu cine la... Război, dar țesut, poate. O agresiune militară și nu pronunță cuvântul invazie. Domnul Dudu. Se vorbește, deci toți liderii occidentali, inclusiv Kamala Harris când a venit în România. Lasă-o pe Kamala Harris. Bă, nu că mi-ar place. Dar femeia aia... A zis că războiul lui Putin, că Putin e criminal, că da, a fost o invazie. Venise cu bilețelul. Da. Problema este că domnul nostru a avut grijă să nu rostească cuvintele acelea. Apropo, domnul Dudu, poate ați dat hârtia greșită. Domnul Dudu, nu se poate. Și spune bine doamna Pora că, ca să nu spună că dumneai ei îl condamnă, este fată deșteaptă și întreabă pe cineva, cheamă un consultant. Cum e asta? Exercițiul BBC. Chemăm experții. Da, chemăm experții să spună ei. Spuneți voi, ce credeți? Să știi că cât lucram la BBC, așa făceam. Păi, ce sunt prost, nu știu. Toată lumea știe. Nu... Am avut și eu stagiul meu de BBC când era, așa era strategic. Dacă trebuia să zici o dandana, nu ziceai tu. Găseai un expert și zice el, dandana. Și dacă te lua șeful la întrebări, domnule, n-am zis-o eu, s-o invitat, nu pot să-i pun pumnul în gură. Nu? Asta e viața. Dar cu noi e mai trist, că nu avem invitații și nici invitate nu avem. Așa. Și ce zice domnul Naumescu? Că-l cunoaștem cu toții destul de bine. Că este o mare naivitate să crezi că dacă nu pronunți numele acestea, te scutește... Putin în mintea lui face o distinție între tine și Polonia. Știi? Nu face. Între el și Polonia poate, că bagă Veronica o vorbă pentru el. Dar nu e vorba de Klaus, e vorba de noi. E vorba de România. E vorba de poporile noastre colective. Exact. Nu? Dar ce că pe Klaus pare că îl interesează foarte mult poporile astea, ca să stea și ele grase și nu îl interesează. Eu m-am întrebat de multe ori dacă războiul ar fi fost în țară la noi, unde era domnul Klaus Iohannis în secunda 2? M-am întrebat. Răspuns pot să spuneți, dacă dau și răspunsul, ziceți că sunt rea. Așa că rămân cu întrebarea retorică. Pun, dați răspunsurile pe care le doriți fiecare. Și da? Un lucru foarte interesant pe care nu l-am discutat să oricum, domnul Naumescu zice așa, o naivitate incredibilă la un șef de stat. Deci nu-l crede. Da, o naivitate incredibilă să crezi că teama de a nu supăra se duce până într-acolo încât îți închipui că nepronunțând numele schimb cu ceva atitudinea lui Putin față de România. Adică dacă nu spui Putin e criminal pe toate canalele când ieși, va veni domnul Putin și te va medalia și va zice iert România, România e o drăguță. Pe omul ăsta îl consilia Mihalache, nu? Omul lui Iliescu. Da. După aceea s-a dus ambasador la Londra, domnul Mihalache. Ce-i cu el? Nu știu. Crede cineva că pe praful ăsta care se ridică din toată nebunia, nu știu, avem senzația că ce se va întâmpla, va chema fluieră Putin și vin tancurile înapoi și gata, asta e tot? După ce era o țară întreagă cu, ai întors-o, ai făcut-o praf și le-ai omorât copiii la oameni? Nu știu, e... Ce crezi că se poate întâmpla? Nu e clar că e... Bun, nu e al treilea război mondial în sensul că nu ne chiar dăm cu scaunele în cap unii la alții încă. Dar e o treabă majoră. Cum vrei, e o treabă majoră pe care nici măcar nu e vorba de consilierul Zelenski pe care l-am postit aici pe post. Este această țară care are 11 fuse orare și care a făcut măgării și mârlănii de dimineață până seară de ani de zile.
și care începe să le tragă. Și întrebarea e, se va opri așa ușor procesul ăsta? Poate că da, poate că nu. În orice caz, o reașezare tectonică va fi în zonă. Crede cineva că scapă românii ăștia imparțial de pe la Cotroceni și din servici? Nu știu, n-are și el un dosărel, ok? Bine, cine le pregătește și ce e în dosarul ăla, știi? Cucurigu Gagu. Altă poveste, da? Dar trebuie să fii puțin dinozaur să-ți imaginezi că o să fie business as usual, ca așa. Eu am zis-o, domnule, nu numai rușii au probleme. E o treabă mai mare aici. Nu cred că e vorba de ruși sau de americani. Să nu mai vorbim de chinezi, că acolo e chiar tristă treaba. Dar, să ne zici cum e cu avionul. Cu avionul lui Lavrov, da. Deci, dar nu e vorba numai de asta, e vorba că există un proces de deconstrucție a societății care se bazează pe faptul că mizeria asta în care trăim cu toții a ajuns. E o societate plină de minciuni, saturată, folosește oamenii drept vite. Da, ăștia suntem. Nu mai e niciun fel de coeziune. Măcar la ucraineni ăștia te bucuri că îi vezi că putune, au coeziune acolo, luptă pentru ceva. În România ce mai luptă pentru orice altceva decât buzunarul personal? Cum? Au ieșit agenții KGB de în hibernare și adună steagurile Ucrainei din țară, dacă nu știai. Da, și se cocoață și le iau de pe unde le găsesc. Și Săriu ce face? Nu știu. Îi lasă. La Valea Uzului ce a făcut Săriu? Săriu, în anumite momente ale istoriei noastre, e așa... Se face că... Întoarce capul. E întrebare întrebătoare. Nu știu. Da? Poți să stai pe gard așa până la un punct. La un moment dat va veni cineva la tine și o să te întrebe, bă, care-i treaba cu tine? Că nouă ni se pare că să ne facem frate cu dracu e vreo mare scofal, dar uite în ce hal suntem, ca țară vorbim. Da? Nu ne uităm la PIB, că PIB-ul ăla e umflat de toată Europa care a venit pe aici. Și de mizerile pe care le-a făcut. Nu că nu s-au dus Iohannis, că nu s-au dus lideri și au fost premieri. Au fost premierii Cehiei, Poloniei și Sloveniei acolo la Kiev ca să-i arate lui Zelenski că nu e singur. De ce n-a mers și Ciucă? Mă întreb. Pentru că cine crede că... Eu sunt de acord cu ideea că Kievul luptă pentru toți acum. Și-a lăsat singur Kievul este o crimă. Da? Că dacă Ucraina este cucerită și pusă la butonieră de Rusia, ne așteaptă niște vremuri îngrozitoare pe toți. Și suntem aici, în flancul estic, nu suntem în altă parte. Asta este geopolitica. Da, dar nu e vorba de faptul că o să se repeadă la fata aia din Moldova, săraca. Ea e prima victimă. O fulecă, știi, în drum. Dar n-are armată, deci nu e Ucraina. Alea Andreu, o fulecă în drum spre bucătărie, frigider, știi? Da. Cred. Fata care de 100 de ori mai îndrăsneață, care, repet, am spus în emisiunea de marți, a reușit să aibă o lege prin care poate să confiște averile ilicite. Asta da? Demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, că... Confiscare simplificată, adică nu să mai stai să te joci. Că, și am zis-o de mult, dacă cineva va salva lumea asta, sunt femeile. Că bărbații tătuță, suntem expirați. Jos cu părerea pentru Maia Sandu, cât au înjurat-o unii și alții. O mânuță de om care are curaj mai mult decât, cred că poți să strângi sângele din instalație din tot parlamentul ăla, că nu găsești. Din ziua în care era pe vârful moldoveanu și pusese stegulețul Moldovei, trebuia să ne închipuim cine este. Eu n-am văzut un lider român neescaladând nici cota 1001 de la Vrancea. Dar rămite vârful moldoveanu. Da, nici nu prea le-au cu simbolurile ei. Dar n-au niciun fel de simboluri, de valori. Cu doctoratele, cu da, cu fete cele mai înalte pomese, vârfuri, cu piscuri, cu da, Harvard, da, cu de toate. N-au. Da. De ce ținem noi atât de mult de treaba asta cu Klaus? Pentru că a existat o postare a ambasadei ruse la București. De ce nu l-au dat afară pe ambasador sau măcar l-a chemat ceva la mea? Care se întreba retoric, întreba cetățenii ruși dacă s-au simțit, domnule, persecutați în România. Și să le scrie. Așa. Asta se întâmpla, cred că, săptămâna trecută, la un moment dat. Și lumea ar zice, poate că lumea care nu știe despre ce e vorba, ar zice, uite, s-o preocupă băieții, știi? Acum au făcut-o Moldova. Nu, dar stai, autoritățile noastre trebuie să terminăm ce a făcut România. România n-a făcut nimic. Autoritățile au tăcut mucles. Deci cu zmina dați afară în țară, dacă cumva se simte vreunul discriminat, anunțați-mă eu imediat ca la Pașopt. Și noi n-am zis nimic, că nu supărăm fratele rus. Acum au dat-o în Moldova, dar bineînțeles că fata asta din Moldova
E ca lumea și a luat atitudine. Direct. Normal. Președintele. Frontal. Da? Și corect. Și, și nu e nici cât un munte. Nici, să, nici la schi nu se duce prea des. Corect. Poate că de acolo se trage. Da? N-are timp. Da. Băiatul ăsta înalt de la Cotroceni și Aurescu, băi, ce faceți? Deci la faza asta măcar îl chemai la consultări și atrăgea atenția că mai faci una știu ce acasă. Eu încă o dată sunt un... mie mi se pare că noi ar trebui să-l păstrăm pe Cuzmin aici. Pentru că lucrurile agresive pe care le face de genul ăsta sunt cu telefon, de la telefon le ia. Nu e în stare să facă altceva decât prostii. Și în general, lucrurile pe care le spune la adresa românilor sunt atât de obraznice încât toată lumea se enervează pe ele și nu face favorul Rusiei, face favorul NATO. Din punctul ăsta de vedere, o spun încă o dată, eu sunt un mare prieten al Cuzmin și lăsați-le aici că face ce a făcut Putin în Ucraina. Acum, care e treaba? De ce întreabă rușii chestia asta? O să se, poate că se întreabă românii, da? Pentru că în Constituția rusă, ei au pus așa o clauză minunată că Rusia e obligată să se ducă peste mări și țări, indiferent de peste cine sparg ușa și rup în casă, să salveze cetățenii ruși. Da? E un fel de fals naționalism. Adică noi trecem cu tancurile peste orice. Dacă voi trageți de păr un rus în Lisabona, noi putem să mergem acolo cu desantul, facem Lisabona praf, să salvăm rusul ăla. Dar așa e la ei în cărți. Da? De ce? Pentru că sunt niște descreierați comuniști care fac legi. Bun. Și urma de forță. Cu gândirea și cu diplomația, cu astea mai puțin așa. Bun. Asta au făcut în Georgia. Da? Ca pretext. O dat pașapoarte cu mitraliera așa la 2 săptămâni în Osetia. Asta au făcut, asta au anunțat în Ucraina, asta au făcut în Ucraina, în Donbas. Și e o știre, cred că de un an, poate un an jumate, că dădeau pașapoarte iarăși pe ochi frumoși. Așa fac ei. Pur și simplu. De ce? Că e clar că nu furcă ciula nimănui. Toată lumea vede că tu faci porcării. În România, după părerea mea, de data asta, au făcut-o ca amenințare. Da? Deci le-au trimis mesajul subtil băieților de la MAE și care știu exact ce se întâmplă, că nu e nimeni prost pe acolo, chiar dacă sunt amante, nici la nivelul ăsta de bielă manivelă, știi? Adică măcar atâta lucru, cred că știu. Da? Ca să le dea cumva, au trimis toporul. Dar tu de ce nu faci un spectacol public cu băiatul ăla de la... Fă cu el acolo, cheamă-l. Freacă-i ridică, a trimite-l înapoi. De unde toate? Adică, mă băieți, reprezentați și voi. Hai, nu 20 de milioane, că au fugit masiv, dar măcar 15. Uite, nodul ăla de femeie, că am vrut să spun exact ce a zis. Oameni. Toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă vorbesc limba română sau rusa, sunt în siguranță în Republica Moldova. Noi lucrăm pentru siguranța și bunăstarea fiecărui cetățean. E zis-o pe față și au reacționat și alte instituții, nu doar ei, nu doar ea ca șef de stat. Adică în Moldova există, e sat cu câini. Mie în România îmi dă senzația unui sat fără câini. Fiecare face ce vrea în țara asta pentru că la vârf nu reacționează nimeni. Pentru că vârful e luat. Nu e luat? Nu vorbim de 5.000, 10.000, un sfert de Veronica Usate și de unde a dormit Klaus în campanie și de ce și... Nu știu, cred că e clar, nu? Nu știu. Le mulțumesc, mai zice Maia Sandu, tuturor oamenilor care au urmat acest apel și au contribuit la coeziune. Republica Moldova respectă drepturile omului, depune toate eforturile pentru ca fiecare cetățean, indiferent de limba pe care o vorbește, să se simtă în siguranță aici, acasă. Domnul Iohannis, când ziceți asta? Referitor la România. Când îi spuneți lui Cuzmin că, român, că rusul din România e tratat ca și românul din România? Bine sau prost, dar măcar... Măcar să le spuneți că nu au tratament preferențial românii. Că nu au. Da. Bun. Acum mai stăm un pic în România și mergem să vedem totuși ce se întâmplă acolo, că sunt niște evoluții care, după părerea mea, ar fi de semnalat. Dar nu înainte să dau un pic pe la 2:15, am zis, Ministerul Agriculturii. Nu știu dacă Ministerul Agriculturii, care a fost... Ministerul Agriculturii are vreo legătură cu 2:15 sau ar trebui să aibă, nu știu. Toată lumea a acuzat PSD-ul că l-a propus și susținut și impus pe domnul Chesnoiu la agricultură și domnul Chesnoiu este fost ofițer de informații. Da, și la domnul Chesnoiu a fost ofițer de informații, a luat mielul la trântă, ca zic așa, astăzi, l-a fost întrebat care e prețul la miel. Și a răspuns. Ce a răspuns? Nu, nu. Și a răspuns este
băieții din regie mai bagă, dar nu e, e trec prin programe. Hai să o lăsăm minte. Domnul Chesnoiu răspunde că nu știe cât or să cât va fi prețul la miei, că ei sunt încă vii. Îl suspectez de atâta de înalt nivel încât crezi că a făcut o metaforă? Din asta cu... crezi că a vorbit în sens metafizic? Eu vreau să te anunț un singur lucru. Miei anul ăsta sunt oi. Pentru că au născut, a fost cald și au născut oile foarte devreme și miei sunt foarte mari. Da? Adică nu mai poți să cumperi un miel, că e aproape cât o oaie, nu ai ce să faci, trebuie să-l împarți. Bine, da? Mie toată chestia asta, mie toată, tot obiceiul de a cumpăra miei, să-i tai de Paști. Da, asta e, ajunge la ce ne doare acum. Doare pila, da, deci așa, altă distanță. Și odată și a doua oară, oricum, noi de obicei miei îi trimitem. Adică carne de oaie în România se mănâncă doar de Paște. Da. Îi trimitem cu totul, ori vii, ori morți, dar de obicei vii. De obicei vii. Deci nu așa, da. Ducem cu navele, vai de steaua lor și știi nu, că da, da, că am putea să-i tăiem și să trimitem și da. Obținem bani mai mulți, dar e păcat de noi de să obținem. Suntem proști, adică noi trimitem... Nu suntem proști, cineva trage niște... Trimitem mielul cu totul. Cineva trage niște frâne sau rău de tot și noi nu suntem în stare să... Da, mor. Țările arabe au în România cel mai bun furnizor de ce se întâmplă oi cu și de miei, de capre. Ce este asta, colonel? Bă, nu știu ce funcție avea, ce grad avea. Nu vreau nici să-l jignesc, nici să... Mă, undeva la major, pe acolo, major, la vârstă. Major, am văzut major în jandarmerie la 35 de colonel. Ani. Și major, 30 de ani sunt major. Habar n-am, nu știu, de ce să spun că știu, dacă nu da. Știu. Are funcție, a avut funcție, a lucrat acolo. A avut funcție. Pe ce funcție, nu știu să spun. Că să știi că poți să ai, în Ministerul de Interne, de pildă, sunt foarte mulți oameni cu dispensă. Erau major sau locotenenți colonel și ocupau funcție de general. Da. Nu de general, da, adică da. Nu... de a joacă. De pildă, direcția de relații publice a Ministerului de Interne era ocupată totdeauna de oameni care nu aveau gradul corespunzător. Erau oameni sau femei? Bărbați. Niciodată da? N-au avut o femeie în fruntea comunicării. N-au avut îndrăzneala să dea pe mâna unei femei comunicarea în Ministerului de Interne. Bine, sunt și comunică frumos. E comunicativ, de felul lor. Dar să știi că la revistele lor... De capul meu. Uite... Am avut onoarea să cunosc două sau trei doamne care lucrau la revista Pentru Patrie, la revista Ministerului de Interne, absolut minunate. Cum să dai pe mâna lor comunicarea în interne? Care spune adevărul, adică femeile alea nu mințeau. Da? Nu știu cu adevărul. Eu mai știu nu, pe nu mințeau, Dan. Îți spun eu că am lucrat acolo. Ele erau acreditate și noi când ne duceam cu ele vorbeam. Carmen Dan posta poze cu ei și cu lasă să ne iubim Carmen. Pătunuri. Mă, vorbesc de femeile din interne cu grad, nu de Carmen Dan, era civilă acolo. Femeile din Ministerul de Interne. S-o fi ducând cu supă la bolnavul Dragnea? Habar n-am. Da, exact, că domnul Dragnea acum e liber de sarcini, adică nu mai are domnișoara și s-ar putea. Carmen Dan este poate cea mai devotată dintre femeile. Toate sunt devotate, alea pe lângă Dragnea. Rovana Plumb mi s-a părut că nu prea e devotată. Mă, nu, că acum stai, nici cu Dăncilă nu mai e bine. Dăncilă l-a criticat că a scris cartea păi aia. Păi dacă adică... jura... A scris cineva cartea pentru ea. Nu jura noaptea, se îmbătau ca porci. No, tăiați că nu vreau să... Se îmbătau ca scomșii. Sau se îmbătau până unde se duceau ei pe acolo și pe la Scrovita și o sunau pe femeie noaptea și o făceau albi de porci. Dar e posibil. Liviu, îți închid. Acum ce credem că suntem toți... Mai, eu când mă gândesc cum era 10 august ăla și se certau care pe unde era, bacă era plecată din țară, bacă era la Neptun, bacă nu era la Neptun. Crezi că s-a terminat? Eu cred că de-abia începe. Eu nici nu știu practic unde a fost fiecare. Mă, măcar să cădem de acord asupra locației. Eu știu că au venit izraelieni. Fiecare a fost în locul cu tare. Eu vreau da? Să știu ce s-a întâmplat cu plângerea făcută de turiștii izraelieni care dădeau mușchii pe afară din ei. pe care un dobitoc de la jandarmi i-a bătut. În taxi și i-a bătut. Și echipa austriacă de la televiziune austriece care a luat-o... Lasă-mă, gospodărește. Eu am scris unui colonel atunci pe SMS. Că și eu aveam un dosar în care mi-au îmbrâncit niște dăștea în cizme. Pe Loredana, nu? Pe Loredana și un cameraman, fără niciun, și-au îmbrâncit. Și ne filma o echipă Pro TV, cred, care stătea la o bodegă, în partea cealaltă a pieței, că acolo se întâmpla în Piața Victoriei. Și ne-au târât dosarul ăla din 2014 până în 2019, cred că mai era Dragnea. După care l-au clasat. Și am zis acum, și nu se clasase în momentul ăla, când i-au pocnit pe aia de la ORF,
Știi? Da. De 10 august. Și am și un mesaj, zic, acum să vă fată, că v-a dat o istorie atât de, v-a dat o perversă. Dar e și cu, e bine, știi? Vă dau încă, asta e ultima șansă. Pentru că dacă băgați dosarul, dacă dați drumul la dosar de 10 august, ăsta cu cameramanii austrieci, și mie nu mi-l dați pe al meu, îl îngropați, după jdani, atunci va fi vodă perversă. Deci vă faceți perversă. Dacă o îngropați și pe asta, iară nu e grozav. Da, deci aveau, puteau să o facă așa și să-mi dea și mie drumul. Da, nicio problemă, că nu e ca și cum urmă. Da, nici măcar banul l-am cerut, numai că l-am cerut să mi-l aducă pe capitanul ăsta. Tun zero. Să vină cu taxul tuns. Nu am nicio pretenție de bani, nici vreau să-l tun zero. Eu. Mamă, ce inițiative ăstășește are domnul Struza? Păi am făcut și armata, ce vrei? Să vii cu taxul tuns. Dar acum e prea târziu, s-a vărsat. Și... Apropo de tunși din ăștia, tunsul ăla de la Kremlin, ce le-o fi dat ordin la ambasador? Că eu nu cred că pe ambasadorul Cuzmin și pe ăla de la Chișinău i-a apucat pe fiecare grija de cetățenii ruși, nu, dacă nu, cumva nu. Sunt... Cu... Alo. E cu alo, nu? Vă rog să, da, cablograme. Vă rog să căutați nod în papură, poate mai pornim și în altă țară. Da, nu știu, vezi, era bine dacă aveam un corespondent ăsta care știe poloneză. Să ne, că, la polonez, dacă faci asta, mai mult te enervezi, că ei oricum se băgați până în gât în conflictul ăsta. Deci vitul cu de-astea, li se făfie. Și dacă vrei să bagi Polonia în conflict, acum ce faci? Că sunt și azi 10 de milioane. Adică ajungi că... Chiar nu mai poți să mănânci. Da, bine, Polonia a făcut-o pe față. De câte ori a zis ceva Musiu de la Kremlin, în secunda a doua, exact contrarul a făcut. Păi, Polonia, în primul rând, știi, Putin să ne dea avionul înapoi. Și nu. Nu, ăla de la Smolensk. A, da. Cu toate documentele. Exact. Acum, nu știu dacă Donald Tusk o să cadă mesa la faza asta. O să rămână, că o să fie foarte interesant. Eu cred că... O să scriem, o să ajungem să scriem în presă până facem clăbuci de ce se va întâmpla. Am văzut un serist care a avut o inițiativă mișto. A zis să punem și noi sechestru pe toate activele rușilor până ne dau tezaurul înapoi. Ar fi o idee. Not bad. A, ce n-ar fi o idee? De ce nu? Deci pe Rusia o ia dracu. De ce nu? Pe Rusia o mănâncă toți câinii acum. Și s-ar putea să trebuiască să... Că până la urmă sunt banii noștri acolo. Am văzut la Ana Stănciulescu un banc. Să lăsăm, că mai avem încă un sfert de oră. Bine, dar să zici pe ăla. Și... Apropo de ce ne-au luat rușii. Da. Bun, ce se întâmplă? Există niște evoluții fulminante. Aseară s-au întâmplat două lucruri, noaptea târziu. Unul dintre ele este că Biden a fost prins întrebat de un... Bun, ieri au fost consultări. Hai să o luăm cu subiect și predicat. S-au întâlnit echipele. Financial Times a scris că există un plan în 15 puncte. Da, Zelenski a dat un comunicat și el între partea ucraineană și rusă. Zelenski a dat și el un comunicat în care a zis că la băieții ăștia le-a mai venit mintea la cap și au început să fie mai realiști cât de cât. Și părea așa că toată lumea, bursele au dat să zburde din nou, că lăcomia oamenilor, adică noi ce facem aici, da? Băieții nu s-au oprit niciodată din ros. După care știi ce s-a întâmplat? S-au întâmplat două chestii. Trei. Biden a ieșit la întrebarea unui reporter și l-a făcut pe Putin criminal de război, nu din prima, din a doua, și a adus aminte. Acum nu știu dacă e în ureche, ca la Carmen Dan, sau pur și simplu i-a trecut ideea asta pe-n cap și a scos-o pe guriță. Nu, întâi Haga i-a zis că e criminal. Bun, una e să zică Haga. Curtea de la Haga. Una e să zică Haga și alta e să o repeți tu din... Da? Da, din... O repeți. Drept urmare, azi dimineață Putin vitupera. Vitupera serios de tot. Că e. I-a rămas cafeaua în gât. Bun. Dacă mai bea. Cafea, vreau să zic. Da. Și a ieșit aseară Putin și a spus următoarea chestie, că trădătorii ăștia, vorbim de ruși, trădătorii care țin cu Occidentul mai mult decât cu patria mamă, bun, că își vor primi pedeapsa, bla, 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 și că a vorbit de autocurățarea poporului rus, autocurățare, da, deci i-a îndemnat... I-a îndemnat să ridice în copac pe ăștia. Și a zis ceva de genul că poporul rus crede că poporul rus are suficientă înțelepciune sau ceva în genul ăsta încât să-i scuipe pe oamenii ăștia
ca pe un gunoi care ți-a intrat temporar în gură sau așa ceva. Ceea ce, una la mână, că e cam too much information, o fi văzut filme cu ăștia care se scuipă, absolut nu știu. Îngrozitor. Odată, ăia erau cetățeni ruși, de care vorbea el. Da, i-a înjurat pe ai lui, urât de tot. Da? Deci am ridicat-o un pic, îl cam lasă nervii, bănuiesc. Dacă mă întrebi ce-o fi pe FSB ăla, că studiază sigur convorbirile pe telefon, știi? Mhm. Ca asta nu înțelege lumea, zice, mă, Putin s-a enervat. Stați așa, că poate nu s-a enervat așa, pur și simplu. Poate că băieții ăștia, și sunt convins de treaba asta, organizează sondaje interne. Da. Tăvarești, ce zice Cealovecul? Păi vrem și noi să știm, vă înjură, nu vă înjură? Tăvarești și general, sunteți în rahat până în gât, tată, că dacă vă arătăm cifrele, cădeți pe spate, vi le mai coafăm noi așa un pic, dar e jale. E foarte ușor să strângi convorbirile alea la un loc, să le faci text din vorbă și să începi să rulezi interogări. Ia, cât înjură, cât zic de mamă și de Vladimir Putin în aceeași propoziție și să știți că ies niște numere pe acolo. Părerea mea de neofit așa, de, nu știu, de informatician, mă gândesc. Foarte interesant. Așa că atunci când vedeți că Moscova trepide, că ăștia băieții de la Kremlin intră în trepidații, semnalul e de slăbiciune maximă. Oricum să-ți înjuri în halul ăsta proprii cetățeni și să îndemni din calitate de șef de stat cumva la un linșaj. Cei care vă simțiți buni ruși, scuipați-i și călcați în picioare pe cei care sunt dușmanii țării și care țin mai mult la Coca-Cola. Da? Și că tot vorbim de ce se întâmplă în Rusia, că există un front intern al acestui război de care mai vorbește lumea. Dați-ne și nouă, că e un film cam ce pățesc, ce au început, ce lucruri au început să se întâmple în Rusia între timp. Da, să vorbim și de... Я вот с работы пришла поржать. У меня дома 2 килограмма не могу купить. Захар. Nema zahăr, că nu știu cum se cheamă zahăr rusă. Știi că s-au raționalizat produse de bază la ei. Băi, asta e viața. O să fie bine. Făină, ulei, zahăr, mălai, produse raționalizate. Asta înseamnă așa, produse raționalizate. Încă nu se bat, e liniște. Și râd, au simțul umorului, încă e bine. Păi, întotdeauna, deci... Iarăși, era bine ca toată lumea să-l citească măcar pe Platon, măcar la școală, să fii, știi, niște, decât să o pui pe Andreea Esca, mai bine îl puneai pe Platon, pe Vou, pe un manual de la de copii mici. Și să le spui așa, că el are o vorbă, Platon. Are mai multe. Băiat, da, una vrei tu să o citezi. Da. Te vei duce după cel pe care l-ai venerat. Corect. În cazul Rusiei, dacă e vorba de strigoiul ăla de Lenin în geam, e treabă serioasă. Știi că Lenin în perioada asta, știi, eu cred în metafore. Dați-l jos. Lenin în perioada asta este în restaurare. Au scos mumia să mai umble la ea, să o facă bine. Uh-huh. Apropo de... Apropo. Dacă tot a scos-o, scăpați-o un pic pe scări și faceți-o dispărut așa. Și dați-le că, domne, s-a întâmplat, a mâncat-o șobolani până ne-a trezit. Au scos-o ca să aibă ce venera mai abitir. Pentru că aia e o problemă. Eu am tot zis așa, știi, că zici, domne, dacă n-ai bătrâni să-ți cumperi, da, nu. Depinde de bătrâni. Dacă, știi, e bine să ascuți niște voci, dar nu știi pe care, nu știi, nu înțelegi și care-i treaba, e complicat. Domne, eu sunt rămasă, eu m-am șocat când am auzit că un general rus a cerut permisiunea de la Putin să aprobe chipurile tăierea rapidă a pădurilor din Ucraina și vinderea lor. Păi a zis omul ăla în interviu pe care l-am prezentat la începutul emisiunii. Dar nu, lasă că acum e că într-adevăr așa s-ar fi întâmplat. Adică e... Cum adică intri în Ucraina și îi tai și vinzi pădurile la iute-iute? Eu înțeleg că tu n-ai bani în momentul ăsta. Pentru că știi ce porcărie a mai făcut? Asta am uitat să-ți spun, economic.
au scris obligațiunea de stat pe care le-au dat după Crimea încoace. Întâi era menționat că poate fi plătită răscumpărarea și în alte monede, după care au trecut că poate fi plătită în rublă din 2017. Păi rubla face cât face acum? Adică îți bați joc de cel care a investit de lea puia gaia, că nu spui acolo că faci rublă la cursul zilei. Da, tu ai investit în Rusia. Eu n-aș investi, dar ăla care a investit va primi acum ca titlu de stat, că să vorbim de titlurile de stat care se dau în fiecare țară, va primi valoarea la titlu de stat atâtica. Adică la băiatul ăla când a văzut a 15-a parte din investiția băiatul ăla când au văzut că încep să facă mingicării de genul ăsta, că e o nesimțire, da? Deci tu practic îl obligi pe ăla să... mi-ai dat dolari? Da. Ia un sac de făină. Mă, dar fondurile de investiții nu gândesc așa, Adrian. Fondurile de investiții nu gândesc că acolo e un tiran la Kremlin. Nu. BlackRock a știut. BlackRock avea expunere pe Rusia 15 miliarde de euro înainte de 24 februarie. În ziua de 23 a rămas cu 5 miliarde, iar în ziua de 24 când a început războiul, a rămas cu un singur miliard. Atât a pierdut BlackRock. Păi, deci n-au știut fondurile americane că începe războiul? Mai vorbim de BlackRock aici, vorbim de Larry Fink, unul dintre cel mai mare fond de investiții din lume. Cei mai controversați oameni. Nu știu, au strâns vreo 10 trilioane parcă recent. Deci ăsta e genul de oameni despre care discutăm. Tu crezi că ăia nu știau exact și ce... Și tu vadă că nu pierd nimic pe lenjeria relația are Putin? Rusia. Hai să fim serioși. Deci cine își închipuie că bursa este așa un fel de piață de îngerași care există în trading intern la greu. Și a fost tot COVID-ul. Adică tot fraierii pierd. Ca să nu mai spun că tata mare știe ale cui sunt acum firmele. Nici măcar nu cred că e asta problema cea mai mare. Păi pentru cetățeanul rus ar trebui să fie, că și în România aud, vai, să fie ale statului. Pe vremea Ceaușescu, când subsolul și solul și pădurile și toate erau ale, și apa erau ale întregului popor, aveați cumva vreun avantaj? Că pe mine mă scoate din minți ipocrizia asta, sunt ale noastre, ale întregului popor. Nu zău, ce al nostru are? Cu alte cuvinte, ce aș vrea eu să spun, și că pierduse în șirul, cred că a intrat ele peste mine, după ce Biden a făcut pe ăsta criminal de război, Putin s-a întors și a zis că a fost un comunicat al lui Peskov care a venit și a zis, domne, e o mare greșeală că a fost făcut criminal de război și că nu trebuia să se întâmple și că progresele cu Ucraina nu sunt atât de bune, de fapt, și că lucrurile sunt așa, pe termen lung, și nu a fost nimic definitiv, au anulat-o. Deci băieții ăștia, după părerea mea, așa cum se arată, azi zic ceva, mâine zic ceva, în funcție de ce zice Biden, și atunci te gândești, atâta sunt de irresponsabil, încât ai niște lideri care se joacă cu cuvintele și cu emoțiile și cu, da, își dau cu pantofii în cap în spatele scenei și pe noi toți asta ne costă vieți, despre asta vorbim, sau ce? Că deja e de film horror. Deja sunt scene desprinse din filmul Dr. Strangelove de Stanley Kubrick. Care, mă rog, ar trebui să-l vedem și pe ăla. La un moment dat, poate avem drepturi de autor. Merită văzut, apropo, de cine e pe la butoane. Îl găsiți pe net. La băieții care fură filme și le subtitrează. Bun. Mai sunt 5 minute. Două lucruri de anunțat. Unul este... un anunț care, părea mea, că e destul de trist, mai ales pentru anumite persoane. Arabia Saudită vehiculează ideea acceptării de yuani pentru tranzacțiile petroliere cu China comunistă. Hai să vorbim despre treaba asta. Ea înseamnă în felul următor. Poate că lumea știe, de prin 70 s-a parafat, pe vremea lui Nixon, un acord între Casa Saud din Arabia Saudită și Statele Unite, care suna în felul următor. Petrolul se tranzacționează în dolari și SUA garantează securitatea casei Saud. Bun. Și asta a durat cât a durat. Acum există niște probleme în această relație cu saudiții, mai ales, și aici poate că se explică de ce eu de persoană nu prea am băgat istoria cu asasinarea jurnalistului Khashoggi în Turcia, parcă, sau? Da, în Turcia.
despre care se spunea că ar fi omorât la ordinul prințului moștenitor al Arabiei Saudite. Era o poveste care era mult prea vehiculată de presă. Era clar că s-a întâmplat ceva groaznic acolo. Băieții ăia oricum se hăcuiesc și se căsăpesc într-una. Deci era prea cusută cu ața albă ca să nu știți că miroase urât. Și nu spun că nu s-a întâmplat și că nu e o crimă îngrozitoare ca alte crime, dar era mult prea adusă în plan public. Și acum, din cauza asta, Biden a început să spună în campanie că, de fapt, saudiții ar trebui să fie tratați ca un stat paria din cauza crimei alea. Saudiții, bineînțeles, că niște oameni mândri. E ca și cum l-ai face pe Putin criminal, știi? Mai dai foc la o bărcuță. Despre asta e vorba. Și atunci, acum Putin îl sună pe... sună casa Saud. Biden îi sună pe saudiți că să-i roage să dea drumul la țevile de petrol, că toată America este în criză din cauza creșterii prețului la benzină și saudiții îi dau conflict public în interviuri și spun ceva de genul, nu știu, nu-i treaba mea. Îi refuză cererile de convorbiri telefonice lui Biden. Și zic, nu știu, nu e treaba lui ce face cu America cu asta. Nu e treaba noastră să asigurăm bunăstarea americanilor. După care trei rânduri și paragrafe mai jos spun că, de fapt, ei ar vrea să tranzacționeze în yuan afacerile cu China. Acum, există doi oameni care au încercat să dezlipească dolarul de țiței. Unul dintre ele este Saddam Hussein, care zicea după 2000 că o să facă în euro treaba aia. Și știm toți cum s-a terminat pentru el. Odată. Al doilea cred că a fost Gaddafi, care avea o schemă cu dinari sprijiniți în aur, că om avea aur și avea și țiței, avea de toate. Și știm toți cum s-a terminat și cu Gaddafi. S-a terminat urât. Ăștia doi au încercat. De altcineva nu mai știu. Ori mai fi fost și n-au făcut titlurile ziarilor pentru că erau prea mici, mă gândesc. Pentru că dacă tu tranzacționezi țiței în dolari, toată lumea are nevoie de valuta, de moneda ta și tu, e ca și cum banii tăi sunt în buzunarul tuturor, dar tu te joci cu valoarea lor cum vrei. Și am mai văzut că și India vrea să intre și ea în joc. Da, și asta e o chestie foarte interesantă. Foarte. Și asta o să iasă o sarabandă care ce o să facă? Acolo e foarte complicat, pentru că India și cu China sunt, mă rog, s-au bătut cu parul acum un an jumate sau doi, cât a fost, s-au bătut cu pietre și au luat cu pietre la propriul cap, cu bolovan și cu bâte în care bătuți răcuie. Deci acolo a fost un mediu, e nimic. Deci acolo s-a ajuns la peșteră, da? Deci la Homo sapiens care n-a existat niciodată. Mă rog, dar e o îndrăzneală să intre în ecuația asta, doamna India. India întotdeauna a avut o iubire cu Rusia, secretă. Oricum, și asta acum... știi de ce? Din cauza lui Henry Kissinger. Corect, dar iau și la preț redus de toate. Și petrol și... știi? Acum Rusia ar vinde la preț de super dumping, numai să mai fac un bănuț. Kissinger, care apare ca personaj, mă rog, virtual în filmul pe care tocmai l-am numit eu, așa cred că semăna cu el, cred că acolo bătea Stanley Kubrick, n-a mai trăit să ne povestească. A știut, deci mai... Rahatul în care a băgat el planeta asta e în sfârșit groaznic de adânc, fără fund. Da, deci aici suntem. Cum joacă China? Foarte bine joacă China. Lavrov. Lavrov s-a urcat în avion să se ducă la prietenii lui chinezi. A existat această strângere foarte, foarte călduroasă de mână între Vladimir Putin și Xi Jinping în februarie, la Jocurile Olimpice. Uh-huh. S-au dus și au anunțat un memorandum de 5.000 de cuvinte, da? Deci 5.000 de cuvinte e ceva. Uh-huh. Nu? Este. Sunt câteva pagini în care au anunțat o prietenie, ca să folosesc vorbele unui ilustru, nu știu, infam, cred că bolnav al țării, o prietenie de aia, până la capăt. Aha. Nelimitată. Da? O prietenie la pielea goală. Mergeți cu mine până la capăt. O prietenie golănească până la pielea goală, da? Și au anunțat-o cu surle, cu trâmbițe, cu o fică, o prezintă. Prin congres? Acum, nu numai rușii își calcă cuvântul, pentru că sunt niște oameni fără Dumnezeu, ci și chinezii. Și atunci, câtă greutate, nici hârtia pe care e semnătura aia, nu, știi?
nu valorează semnătura. Și atunci, ce se întâmplă? Au existat niște convorbiri în care China, de fapt, a câștigat prin șantaj niște promisiuni de la americani care se vor vedea, probabil, și ori să doară foarte rău, ori să doară mai mult decât face, decât fac oasele lui Vladimir. Dar o să doară, că așa văd că vrea istoria cumva, sau cel puțin istoria asta e și ea compusă din mai multe persoane. Dar o fi adevărat că China ar fi zis, da, nu te, suntem de partea Ucrainei și lăsăm Rusia în ploaie dacă voi ne sprijiniți pe Taiwan? Adică dacă închideți ochii când luăm noi Taiwan? Există acest lucru odată și mai există ceva. China are nevoie de Ucraina, are nevoie de Afganistan pe care a pus mâna. Da, Iranul e pe acolo. Și dacă te uiți pe hartă, cam cum ar vrea ei să vină cu marfa în Europa și din Europa, pe ei doare că vin cu bărcile. Există un articol, îl găsiți la comentarii, publicat de niște de ziarul The Hill din Statele Unite, care spune povestea asta. Pe ei doare foarte tare că ei trebuie să vină cu bărcile. Dacă vor să... Deci toată marfa se transportă pe bărci, pe nave, și în China și înapoi. În lume. Acum, bărcile alea trebuie să treacă prin niște strâmtori. După cum se știe, marina cea mai masivă din pe planeta asta o au americani. Și în momentul în care încep să gătuie niște trasee din astea maritime, se cam termină bucata. Da, dacă faci drumul mătăsii viabil? Dacă faci drumul mătăsii viabil, cum vor ei și ne bat la capăt tot să-l facă pe banii noștri, că asta normal. Vor. Deci, îl fac ca să ne vândă produsele făcute de ei, să ne ia banii și îl fac și pe banii noștri. Deci ăștia sunt termenii. Da? Și șmecherie. Nu e șmecherie. Depinde cât de repede poți să cumperi niște politicieni. Și ei îi cumperi până la urmă, că toată lumea are un preț. Îi cumperi și șantajezi. Vorba domnului Vântu. Și ăsta ar fi unul dintre motivele pentru care China are o foarte mare... Un foarte mare interes în Ucraina. Și nu numai interes, are și niște bucăți de pământ mari. O hărți, luate de câțiva ani buni, de care nu prea se vorbește. Și atunci, plus faptul că au obținut de la americani niște lucruri pe care le vom vedea, mai spun o dată, dar nici bursa chineză nu face foarte bine. Uite ce titrează, cred că Ziarul Financiar sau... 4,5 trilioane de dolari au fost șterse din valoarea acțiunilor din China continentală și Hong Kong. Cea mai mare depreciere față de dolar în ultimii 2 ani și nu există prea multe semne că încrederea investitorilor în bursă din China va reveni. N-ai nici de ce să... Pentru că ori să facă măgării cu Rusia și o să la cărțile și banii și cărțile de credit rusești o să treacă pe acolo. Și toată deja lumea trec. Se sperie... Deja și toată lumea se sperie că dacă Biden se hotărăște să mai dea cu pumnul masă odată, rămâi și fără acțiuni pe acolo, scad și atunci te retragi. Foarte interesant. Oricum, deci avem două personaje care beau cafeaua cu sughițuri. Două locatarul personaje. De, cel puțin două. Vladimir, locatarul de la Kremlin, Vladimir. Și lupul. Și lupul. Da. Nu numim pe lupul de duceți dumneavoastră. Și nici băiatul ăsta cu... Ajungeam ca Ucraina sub Dragnea, dacă nu ieșea lumea pe 11 august atunci. Da, 10 Ucraina august. Trăiască 10 august și trăiască românii care au fost acolo și trăiască toți românii care încă mai luptă și mai cred în ceva în România, pentru că ticăloșii ăștia vor să îngroape în dosarul 10 august, așa cum au îngropat dosarul mineriat, deci dosarul Revoluției. Ne luăm rămas bun, că nu ne mai lasă timpul. Pe marțea viitoare, în seara asta, 22:30 București TV, această emisiune, mâine, această emisiune reluare de mai multe ori, le mulțumim. Numai bine!